Bună seara și bine v-am regăsit! Fosta prim-ministră Natalia Gavriliță ochește o funcție nouă. Aceasta se vrea membra a Consiliului de Supraveghere a Băncii Naționale, care îi va asigura un salariu lunar de cel puțin 80.000 de lei. Între timp, guvernul recean rămâne fără trei miniștri după ce au demisionat. Lista noilor candidați pentru cele trei fotolii din executiv nu se va lăsa mult așteptată, ne dă asigurări premierul recean, care a anunțat că va prezenta luni numele potențialilor miniștri. Demisii surpriză la guvern. Trei miniștri au plecat din funcția anunțată astăzi prin ministrul Recean. Este vorba despre Ana Revenco, ministră de interne, Anatolie Topală de la educație, dar și Lilia Dabija de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Reforma universitară pe care a conceput-o ca coadă și a implementat-o domnul ministru începe să aducă rezultate. Mulțumesc ministrei Revenco. Dumnezeu a făcut această apreciere Moldova Mică o inimă mare. A avut o contribuție foarte mare atunci când a preluat leadership-ul la criza refugiaților. Mulțumesc mult doamnei Dabija. Doamna Dabija a asigurat peste realizarea la peste 300 de kilometri de drumuri. Ce se ascunde în spatele acestor demisii? Discutăm în această seară la Întreabă Ghețul. La scurt timp după anunțul premierului privind demisiile celor trei miniștri, în spațiul public au apărut și numele unor potențiali candidați pentru fotoliile eliberate. Printre ei se numără Andrei Spânu, care ar putea reveni în fruntea Ministerului Infrastructurii. Pentru funcția de ministru al afacerilor interne s-ar examina candidatura șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, și a deputatului PAS, Andrian Cheptonar. Iar în fruntea Ministerului Educației ar putea veni deputatul PAS, Dan Perciun. Nu există încă o decizie finală și cred că luni o să fie decizia luată. Dar confirmați că candidatura dumneavoastră este în discuție? Sunt în discuție mai multe candidaturi. Dar dumneavoastră îți doriți să vedeți în această E întrebare complicată, nu știu, sunt sigur că mi-aș dori. Mă flatează ideea. E un domeniu în care am mai lucrat anterior, am lucrat în Ministerul Educației. Am citit și eu aceste zvonuri, dar nu pot să le confirm, nu am avut nicio discuție cu domnul prim-ministru despre funcția nominalizată. Cine se va regăsi totuși în lista noilor miniștri propusă luni de premierul Recean? Încercăm să aflăm în cadrul ediției de astăzi. S-au împlinit 2 ani de când PAS a câștigat alegerile parlamentare cu 63 de mandate și a preluat guvernarea țării. Întreabă Ghețu a mers și a discutat cu oamenii cum apreciază cei 2 ani de activitate. Ce notă le-ați da timp de 2 ani? Cum s-au descurcat cei de la putere? 4, nici 2. 3. Cum se descurcă? 2 ani fac de că sunt la guvernare. Mai bine ca deși nu se descurcă nimeni. Nu mă pasă. Diaspora va reveni acasă așa cum... Veniți acasă, dragii mei. Veniți toți acasă să ne răzbunăm. Asta e mesajul pentru diaspora. Da. În 2 ani, pasul, eu s-o pot că nu a putut să răstoarne munții. Ca și într-o familie care aghea-i căsătorită și timp de 2 ani nu pot practic nimic face. Unii mai vor să revină, au dorul de casă. Ce ar trebui să facă cei care sunt astăzi la putere în cei 2 ani care le-au mai rămas? Să acționeze ca oamenii să revină aici acasă. În primul rând, să creeze așa condiții ca populația care e plecat să aibă la și trage înapoi. E ca, de exemplu, noi vorbim acum de cei care vin înapoi. Noi să vorbim, în primul rând, de cei care noi, care vrem să plecăm acum. Deamă să vorbim de cei care mai vin înapoi la și să mai vină. Un reportaj special de la Hâncești, în această seară la Întreabă Ghețu. În prima parte a emisiunii discutăm cu invitații din platou. Este vorba de Victor Spânu, deputat PAS, membru a Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Bună seara! Bună seara! Stanislav Pavlovski, judecător CEDO. Bună seara, domnule Pavlovski! Bună seara! Și Vitale Pavlicenco, ex-deputat. Bună seara, doamna Pavlicenco! Mulțumesc. În a doua parte a emisiunii urmărim ce cred cetățenii despre cei 2 ani de guvernare PAS, despre reformele începute, cum văd calea europeană și... promisiunile în ce măsură au fost îndeplinite de către autorități. Dar să începem cu știrea de astăzi, nu știu, știre, bombă, surpriză, deja o să discutăm, obișnuite, cum spune doamna Pavlicenco, trei miniștri au părăsit guvernul Recean,
cerere de demisie au scris ministrul Educației, ministra de Interne, dar și ministra Infrastructurii. Domnule Spânu, cei trei miniștri au plecat sau au fost plecați? Din câte cunosc, este vorba despre demisii. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră au scris o cerere, probabil în urma unor discuții cu domnul premier, și a fost o decizie, nu cred că au fost plecați, a fost o decizie de comun acord. O decizie personală sau o decizie în urma unor discuții? Pentru că noi astăzi am urmărit un briefing de presă de 2 minute și câteva secunde în care domnul premier ne spune că au loc 3 miniștri părăsesc fotoliu, dar motivele suntem lăsați în ceață. Respectiv, avem norocul astăzi că PASU a delegat la această emisiune și respectiv vrem să știm care sunt motivele. Bine, din ceea ce cunosc, motivele totuși țin de scopul care noi ne-l-am pus pentru acest an. Cel mai important scop este să deschidem negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, presiunea pe tot cabinetul de miniștri este foarte mare și îmi vine greu acum să aflu, să vă comunic care sunt discuțiile, pentru că nu am participat la ele. Presupun că a fost o discuție între premier și miniștri, ceea ce este un lucru normal. Remanierile în general sunt un lucru normal și pentru Republica Moldova cred că trebuie să devină clar că e acolo unde este loc de mai bine, trebuie să aibă loc schimbări. În același timp, nu considerăm, fracțiunea PAS nu consideră că cei trei miniștri au făcut o treabă rea, dar dimpotrivă, le mulțumim foarte mult pentru efortul și toată munca depusă, pentru că au fost 2 ani foarte complicați. În cazul ministrei Revenco și domnului Topală... Păi dacă s-au descurcat bine, deci toți cei care se uită acum se întreabă, mă întreb și eu și probabil și cei invitați în platou. Domnul prim-ministru astăzi, la fel ca și dumneavoastră, le-a mulțumit miniștrilor pentru activitate. Bună oară, domnului Topală. I-a mulțumit pentru reforma universitară care a început să dea roade. Doamna Revenco, criza refugiaților, a gestionat situații de criză complexe, a pus bazele necesare pentru MAI, doamne Dabija, pentru 300 km de drum și așa mai departe. În momentul în care, de exemplu, eu am în gestiune niște oameni competenți, da, și ei se descurcă atât de bine, eu nu le cer să-și dea demisia, să scrie cerere de demisie. Și, în urmare, ne întrebăm care sunt adevăratele motive. Să înțeleg că domnului Recean, deci domnul Recean nu este mulțumit de activitatea acestor 3 miniștri, de rezultatele aduse până la această oră. Cum am menționat, este o presiune enormă pe anumite domenii. Această presiune vine și de la cele 3 cetățeni. Persoane nu se descurcă. Nu că nu se descurcă, probabil îmi vine greu să justific acțiunile domnului prim-ministru, însă el a primit asigurarea că de la fracțiunea PAS că va decide atunci când va fi nevoie de anumite schimbări și noi avem toată încrederea că aceste schimbări totuși vor duce spre bine. Presiunea din partea cetățenilor este una mare și respectiv cred că dumnealui a considerat că este un moment oportun de a face o schimbare. Este o vorba de o schimbare, nu este o vorba de o plecare, așa cum ați intuit la început. Și mă bucur că nu este vorba de o plecare rușinoasă, dimpotrivă. Unii pot să vă contrazică după incidentul de la aeroport, mulți au cerut demisie de onoare. Da, noi am văzut, Revenco. Am văzut. Această demisie de onoare nu a avut loc, nu știu în ce măsură. Da, eu vreau să le răspund tuturor celor care au încercat să scoată dividende de politice din această tragedie națională. Vreau cu această ocazie să revenim la subiect. Revenim la subiect, pentru că, vă rog. Vreau să transmit condoleanțe familiilor, rudilor și colegilor, prietenilor, celor care au decedat, au făcut-o pentru țară și este într-adevăr o tragedie și aș vrea să rog să nu toți polițienii să nu încerce să scoată dividende politice din această tragedie. Noi vrem tragedie. Să aflăm claritate și, din păcate, este același lucru la 2 săptămâni în distanță, nu știu în ce măsură, după acest raport, care din câte am aflat astăzi, dar discutăm despre acest subiect neapărat, domnul ministru a avut astăzi discuții privitor la tragedia de la aeroport, dar discutăm mai
un pic mai târziu despre acest subiect. Revenim la demisii. Doamna Pavlicencu, pe dumneavoastră, ca și politician, v-a luat prin surprindere astăzi aceste 3 demisii? Și da și nu. Dar înainte de a vă răspunde, vreau să vă mulțumesc pentru un reportaj pe care l-ați făcut acum 2 săptămâni cu subiectul, de fapt este mesajul pe care l-am lansat împreună cu PNL și Consiliul Unirii pe arena l-ați politică. Urmărit? Da, l-am urmărit cu mare interes. Și astăzi urmează un reportaj special. Da, un sondaj în care a fost întrebați oamenii ce crede despre cea mai scurtă cale de accedere în UE și NATO, reunirea cu România. Și m-a bucurat că din cei vreo 7 intervievați, vreo 5 au spus da. Și vă felicit pentru acest curaj de a fi întrebat și de a fi mers în rândul oamenilor și de a le afla părerea. Acum, legată de demisii, trebuie să spun că m-a și surprins, dar și nu m-a surprins, pentru că se vehicula mai mult în spațiul mediatic faptul că astăzi urma premierul Recean să anunțe, nu cred că e vorba de decizii personale, dar decizii luate în colectiv, împreună cu alți decidenți, despre rezultatele investigațiilor, cazului de la aeroport, cazului tragic, și în contextul presiunilor publice, sunt de acord aici, să se ia niște decizii. Dar nu cred că s-a așteptat mai multă lume să fie tocmai 3 demisii. În afară de aceasta, eu personal nu văd și nu am auzit nicio explicație. Am mai avut tot în Parlament așa un caz cu o muscă, când am ieșit să vorbesc despre ieșirea din CSI. Da. Și n-am înțeles de ce și-a dat demisia ministrul educației. Pentru că nu s-a vorbit nimic, niciun plan despre o asemenea oportunitate și o posibilitate. Dar cât privește ministerele dezvoltării regionale și infrastructurii. Da, și infrastructurii, este un minister într-adevăr foarte complicat. Poate că nu s-a putut să se găsească cele mai bune căi și decizii de când s-a schimbat guvernul și a venit domnul Dorin Recean. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că aceste demisii sunt stranii, în sensul că venirea unui nou premier a fost însoțită de foarte multe speranțe și promisiuni și motive, chiar motivări, că a venit o persoană care va pune la punct problemele legate de securitate, de apărare, instituțiile de forță. Dar până la urmă vedem că 3 demisii sunt și în afară de aceasta se mai vorbește de 2 demisii posibile. Cine este vorba? Eu am citit, dar nu pot să... Pentru că informațiile sunt diferite pe canalele Telegram. Dar despre acele 2 demisii posibile, de exemplu, s-a mai discutat în spațiu public că există nemulțumire, așa că în sensul ăsta nu ar fi o surpriză. Pe mine m-a surprins demisia ministrului Topală. Dar, în general, vreau să spun că, sigur că noi trebuie să ne obișnuim cu faptul că niște demisii sunt normale. Altceva este că trebuie să fie însoțite de o transparență și de o motivare. Pentru că s-ar putea să fie că nu e mulțumit domnul Recean, s-ar putea să fie că miniștrii s-au săturat și nu pot face presiuni. Dar întrebarea este de ce acum câteva luni nu și-au dat seama de acest lucru. Atât mai mult că și salariile au fost ridicate. Da. Chiar despre salarii, bine că mi-ați amintit, fiindcă vorbesc acum, avem și noi o activitate, o acțiune în viitor apropiat și politică. Și mai vorbesc cu oamenii, întreb despre situație, îmi spun, este foarte mare nemulțumire legat de majorarea salariilor. Asta îți vom vorbi mai ales, având în vedere raportul de 2 ani de activitate și ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Discutăm și despre raportul un pic mai târziu. Da, deci îndemnul meu, ca să închei, este ca să se vină cu mai multe informații, să nu se teamă politicienii, mai ales că e vorba de o majoritate parlamentară convingătoare, de a dialoga cinstit, direct și sincer cu oamenii. Și eu cred că oamenii noștri care au atâtea așteptări și au avut atâtea așteptări, vor ști să înțeleagă. Dar încă ceva mai spun. Știți care e problema legată de PAS? Pentru că au mai fost guverne care au guvernat în coaliții. Unul parcă era mai de dreapta, mai de stânga, unul mai de centru. Aici
ai o majoritate convingătoare. Aici chiar parcă nimeni nu-ți poate împiedica. Deci argumentul ce am moștenit și cineva îi împiedică, eu cred că trebuie să renunțăm la ele și să ne asumăm toată răspunderea și toate riscurile pentru a guverna într-o perioadă foarte, demisii, foarte complicată. Demisii necesare astăzi, aceste trei plecări? Nu, dacă noi am face o mică analiză, trebuie să recunoaștem că, în primul rând, nimeni nu lasă funcția de ministru așa, pur și simplu. Pentru aceasta trebuie să existe niște motive foarte serioase. Și nimeni nu acceptă demisiile așa, știți, ni tam, ni seam apărute. Dacă persoanele au depus cererile și dacă cererile au fost acceptate, înseamnă că a fost o înțelegere. Această înțelegere poate fi bazată pe mai multe lucruri. Poate să fie bazat pe faptul disatisfacției cu activitatea acestor ministri. Că ministrii aceștia n-au activat atât de eficient, atât de rezultativ, cum s-a așteptat de la dânșii. Poate să fie acest motiv. Poate să fie motiv pur mercantil, că sunt niște persoane care vor să preie această funcție, vor să devină miniștri. Și în urma luptei interne, în rândurile conducerii PAS, puteau să ajungă la concluzie că a venit timpul să vină alte persoane la aceste funcții. Și ultimul element este disatisfacția care există și în societate. Eu sunt de acord cu doamna Pavlicenca că, într-adevăr, așteptările au fost mari și sunt mari și vor fi mari. Și că aceste așteptări să fie realizate într-un fel sau altul, aceste ministere, și nu numai aceste ministere, dar și alte ministere, trebuie să fie conduse de oameni competenți. Deja am citit, am auzit de 1000 de ori că această guvernare este acuzată de lipsă de competență. Eu nu știu dacă este așa sau nu este așa, că eu să fac această concluzie, trebuie să studiez, să pătrund în esența problemei, dar toți suntem martori că se vehiculează acest gen de acuzații. Așa că noi se exclus și acest noi motiv. Am reușit să discutăm și cu colegii dumneavoastră, cu colegii din PAS, pentru că vrem să vedem care este atmosfera în PAS, dar și cum comentează deputații din opoziție aceste demisii. Urmărim, după care revenim la discuții. Este puțin. Faptul că trei miniștri au dat demisia sau i-au demis, i-au rugat, nu este o ieșire din situație. Ieșirea din situație este alegeri parlamentare anticipate. A anunțat încă și atunci când a fost numit guvernul că după 100 de zile va evalua activitatea unor miniștri și dacă va fi necesar retragerea unora și înlocuirea decilor, va avea loc anumite remanieri. Au trecut acele 100 de zile, dumnealui a conjurat de curință că este necesar să schimbe trei miniștri și pentru a da mai multă eficiență acestor ministeri. Eu cred că este o încercare de a demonstra opiniei publice că uite ceva se schimbă. De ce pleacă doamna Revencu, mie îmi pare că este clar. În afară de declarații perițele, noi nu am văzut nicio schimbare calitativă, ori nicio reformă eficientă în cadrul acestui minister. Parte ce ține de domnul Topală, probabil că PAS-ul vrea cumva să spele de acea, așa zisă, reformă universitară. La ministerul, eu cred că este un câștig de cauză a domnului Spânu, care a vrut foarte mult să revină în cadrul acestui minister. Și considerăm că acest lucru, da, îl privim, da, ironic, ce vrea să aducă domnul Spână, că ne așteaptă pe noi, Republica Moldova, ne așteaptă un alt sezon de încălzire. Domnul Spână, pentru că nu auzim de la oficial direct motivele, iată, evident că fiecare are opinie care au fost motivele care au stat la baza acestor demisii. Totuși, vreau să vă întreb, ce așteptări aveți dumneavoastră ca formațiune, formațiunea PAS, care sunt așteptările după aceste demisii, ce se va schimba? Pentru că, la drept vorbind, au mai rămas 2 ani pentru că ați venit cu un raport săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, nu e atât de mult timp. Și spuneți că presiunea este mare, totuși, atunci când vii într-o funcție nouă, este necesară și o perioadă de adaptare și multe altele. Deci ce așteptări aveți de la aceste noi schimbări? Întreaga fracțiune PAS vrea rezultate. Și pe asta ne orientăm și asta le-am promis cetățenilor și asta o să livrăm. Costurile pentru această promisiune noi ni le-am asumat
și suntem ferm convinși că acolo unde se poate de optimizat și de adus mai multă eficiență, o să fie făcut acest pas, pentru că nu este vorba de funcții și cineva să se ține de funcție, este totuși vorba despre o țară întreagă care nu se află în cea mai bună situație din punct de vedere a securității. Avem un război la graniță și noi le-am promis cetățenilor anumite lucruri și trebuie să ne ținem de această promisiune. Acum, ce ține de motive, îmi vine greu să spun un motiv. Dacă nu vreți să spuneți motiv, vi-l spun eu printr-o întrebare. Haideți. Incidentul tragic de la aeroport, în care doi ofițeri de la aeroport au decedat, a fost unul dintre motivele pentru care doamna Revenco a fost demisă sau a plecat de funcție? Asta vreau și să declar că totuși sunt trei situații diferite, sunt trei ministere diferite. În cazul doamnei Revenco, mie vine foarte greu să îmi imaginez prin ce momente a trecut, pentru că este totuși un minister de care ea poartă răspundere. Nu exclud, este un motiv, domnule, spun, nu revin la întrebare. Eu consider că este o demisie de onoare. Și aici punem punct acestei discuții. O demisie de onoare? Da, dar eu cred că e o demisie de onoare, dar ea trebuia să urmeze imediat, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la aeroport. Pentru că atunci... Unii ar spune și domnul Vaselu, ar trebui o demisie de onoare. Nu, și dar acest și context... domnul Vaselu, chiar, iertați-mă, dar știți, s-a vehiculat că au fost niște presiuni de peste hotare ca să nu se cedeze atât de ușor, pentru că orice plecare a unor șefi, a unor miniștri, afectează vrem, nu vrem, imaginea formațiunii, pentru că se pune întrebarea de ce nu au fost aleși mai bine sau de ce nu au fost scoși cu ocazia demiși sau înlocuiți cu ocazia primei schimbări de premier. Și în sensul ăsta eu cred că da, o demisie de onoare este atunci când se întâmplă ceva. Apropo, iată, puteți să urmăriți demisiile de onoare acum din România legătură cu scandalul azilurilor pentru bătrâni. Dar am vrut să spun două lucruri. Sunt de acord parțial cu cei care au spus acum în reportajul pe care l-ați arătat că s-a dat drumul și un pic la aburi și se mai operează asemenea proceduri sau procedei în politică pentru a redirecționa atenția. Dar durerea cu aeroportul e foarte mare și a băgat o fobie extraordinară în oameni. Al doilea este o glumă pe care am întâlnit-o într-un comentariu interesant în care se invoca părerea unui fost premier al Republicii Moldova care a zis că a fost întrebat de ce nu-i schimbați mai repede pe cineva din guvern. El a spus că nu prea mă grăbesc și mă având să schimb miniștrii, pentru că dacă îi schimb mă voi alege cu unii nemulțumiți, iar alții îi pun, dar nu știu dacă sunt mai buni decât cei care sunt acum. Și pe această notă discutăm un pic mai târziu despre, pentru că astăzi au venit și imediat după demisie, au apărut în presă și noi potențialii candidați la aceste trei funcții, dar discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe TV8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube,
TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și cât spune. Noi țărănii mei, lăsați, suntem tare obrăviți. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează, contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pe cele așa și se murează în procuratură. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Только не восемьдесят из доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. S-a depășit etapa unui teribilism simplu. Moldovia, în economicul plan, e более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд, и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев! Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе, подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Discutăm în această parte a emisiunii despre demisiile care au avut loc astăzi. Pentru cei care probabil s-au conectat acum la televizor, 3 miniștri au părăsit guvernul recent. Repet informația, cer demisia au scris ministrul educației, ministra de interne, dar și ministra infrastructurii. Domnule Pavlovski, ce se va schimba odată cu aceste noi numiri? Pentru că domnul Recean a menționat că deja luni, adică foarte scurt timp urmează să fie numiți noi miniștri. Știți, când guvernarea pasă a venit la putere, eu atunci
le-am dorit succes și le-am spus că reușita lor o să fie reușită întregii societăți. Eșecul lor o să fie eșecul întregii societăți. Și eu chiar le doresc succes în activitatea lor. Pe de altă parte, trebuie de spus că eu nu văd cum, fără un profesionalism ridicat, poți să ieși din aceste situații atât de complicate, cum că depinde situația cu aeroportul internațional Chișinău. Din punctul meu de vedere, este un dezastru ce se întâmplă acolo. Și securitatea, asta doar un element. Acolo este vorba despre administrarea totală a acestei întreprinderi, inclusiv și întrebările de securitate. Și acolo pot să apară problemele cu securitatea, nu numai în privința unui om care a atacat pe un polițist. Acolo poate să apară probleme securității, zborurilor, lucruri majore, foarte serioase. Și acolo trebuie analizată situația de la A și până la Z. Toate elementele activității aeroportului internațional, inclusiv și activitatea poliției de frontieră, dar nu să reducem totul numai la acest caz tragic. Da, cazul tragic, da, protocoalele de securitate a polițiștilor trebuie elaborate, dar pe lângă aceasta mai sunt o sumedenie de alte probleme. Domnule Pavlovski, cu tot respectul, haideți să nu exagerăm. Circa 50.000 de persoane au fost întoarse în acest răstimp din timp de aproape 2 ani din aeroportul Chișinău spre locurile de unde au venit. Ce nu a fost niciun incident. Securitatea zborurilor. Poftim? Securitatea zborurilor niciodată nu a fost pusă în pericol. Este vorba, dumneavoastră când spuneți că administrarea proastă a aeroportului, probabil vă referiți la cele companii private care anulează zboruri și creează foarte multe tensiuni pe teritoriul aeroportului, dar trebuie să fim onești și să spunem. Nu vedem intervenția statului, ce măsură face regulă. Vă spun, dacă îmi dați voie. Statul încearcă să atragă companii noi, este vorba de EasyJet, de Ryanair, Wizz Air, Nu e alt subiect, așa că să revenim. Probabil și aeroportul urmează să fie concesionat, deși anterior ați fost împotrivit, dar în fine. Nu operăm cu zvonuri, doamna Ghețu, vă rog eu frumos. Nu e zvon. Nu la ce. Care e zvonuri? Care este zvon? Sunt declarații făcute de domnul Grosu, de președintele PAS. Dar să revenim la subiect. Vă rog să dați toată declarația. În timp, în perioadă mai lungă de timp, probabil asta e cea mai bună soluție, pentru că statul niciodată nu a fost un administrator bun al bunului public. Dar ce spuneți că sunt fake-uri? Nu sunt fake-uri. Asta este să revenim la subiectul nostru. Asta acum sunt detalii. Problema este... Sunt detalii. Problema este că s-a naționalizat. Doamna Pavlicevă... A intrat în proprietatea statului. În perioada imediată nu va fi concesionat. Asta e altceva. Cum să faci, când să faci. Noi vorbim de concept, în principiu. Dar să revenim la subiectul nostru, la demisiile care au avut loc astăzi. Cert este că la scurt timp după anunț premierului privind demisiile... În spațiu public se vehiculează deja numele potențialilor candidați la fotoliile liberate. Printre ei se numără Andrei Spânu, care ar putea reveni în fruntea Ministerului Infrastructurii. Pentru șefia mai ei s-ar examina candidatura șefului IGP Cernăuțeanu și a deputatului PAS Adrian Cheptonar. Iar în fruntea Ministerului Educației ar putea veni deputatul PAS Dan Perciun. Colegii au reușit să discute cu Dan Perciun și cu... domnul Cheptonar, urmărim declarațiile și revenim la discuție. Domnule, ce avem informație că dumneavoastră ați putea să fiți nou ministru al educației? Nu pot să comentez. Luni va fi făcut anunțul. Se examinează, presupun că mai multe candidaturi. Cel puțin eu încă nu am o claritate în acest sens. Da, aveți discuții sau știți despre... Am văzut și eu informațiile care au apărut pe internet. Am avut și eventual anumite discuții, dar nu există încă o decizie finală și cred că luni o să fie decizia. E o întrebare complicată, nu știu, sunt sigur că mi-aș dori. Mă flatează ideea. E un domeniu în care am mai lucrat anterior, am lucrat la Ministerul Educației. Am citit și eu aceste zvonuri, dar nu pot să le confirm, nu am avut nicio discuție cu domnul prim-ministru despre funcția nominalizată. Nici până în prezent? Adică... Nu. Dar, să puțin, nu știu, colegii sau ați dorit să dețineți această funcție? Bine, haideți să lăsăm să vedem lucrurile cum se întâmplă. Cu siguranță luni domnul prim-ministru să fac anunțul de rigoare. Dar puteți să ne spuneți, candidatura mea se discută sau ați fost luat prin surprindere? Eu nu am discutat cu nimeni despre înaintarea la această poziție.
Am urmărit în aceste momente declarațiile unor potențiali candidați, la cel puțin numele acestora se vehiculează în presă. Domnule Spânu, doamna Dabija a preluat funcția de ministra infrastructurii, chiar mi-am notat, și dezvoltării regionale, succesându-le pe doamna Spânu, care a plecat în funcție în februarie 2023. Înțeleg că doamna Dabija a plecat ca să revină Spânu? Nu s-a pus astfel venirea doamnei Dabija la Ministerul Infrastructurii. Nu a fost. Deci a fost vorba atunci doar de plecarea domnului Spânu și înlocuirea cu cineva care poate să preia tot portofoliul ăsta extrem de complicat. Admiteți că în cazul în care domnul Spânu revine, pentru că se discută, toată ziua am văzut diferite comentarii, admiteți că în cazul în care domnul Spânu revine în funcția de ministru, veți atrage din nou un val de critici? Domnul Spânu a fost foarte mult criticat pe nedrept și atacat pe nedrept. S-a unit o întreagă coaliție de toate culorile împotriva dumnealui. În același timp, mai toate rapoartele și mai toți experții admit că domnul Spânu a avut o activitate bună în condițiile în care a fost țara noastră în anul 2021 și 2022. Eu sunt împotriva acestor critici nefondate și mi se pare că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume și să apreciem oamenii pentru ceea ce au făcut, nu pentru ceea ce ar fi putut să facă sau să nu facă, așa cum admit mulți colegi din domeniul politic. Dumneavoastră, de fapt, la fracțiune s-a discutat candidatura domnului Spânu la funcția de ministru al infrastructurii. Astăzi la fracțiune am discutat cu domnul premier demisia celor trei miniștri. Domnul premier ne-a asigurat că luni la prima oră ne va anunța care este opțiunea lui pentru cele trei portfolii care au rămas libere. Dar nu ați discutat cine ar fi potențialii candidați? Nu știu ce măsură domnul... să vă credem. Domnul premier nu ne-a anunțat despre acest lucru, însă, bine, cum s-a mai vehiculat, iată, domnul Perciun a admis că a primit așa o ofertă și eu m-aș bucura foarte mult dacă dumnealui ar accepta, pentru că este un tânăr cu foarte mare potențial. V-ați bucura la fel de mult și pentru domnul Spânu? Bine, eu nu pot să confirm, nu știu dacă a avut loc această discuție, dar pentru domnul Perciun am toată siguranța că el va prelua acest minister și va aduce un suflu nou, ceea ce eu personal de mult îmi doream. Domnule Pavlovski, am vrut aici să intru, dacă se poate. Știți, după ce am ascultat declarațiile acolo, m-am gândit la o afirmație mai glumeață, că dacă 2 ani mai continuă așa cu schimbările de miniștri la fiecare câteva luni, și vin mereu deputații din Parlament, noi o să ajungem că PAS-ul o să epuizeze toată lista de 101 deputați și nu o să mai avem cadre nici pentru Parlament pentru miniștri. Eu ce am vrut să spun cu asta? Eu am vrut să spun cu asta că rotația asta, așa, parcă nu știu cum, parcă într-o familie, tot cu ăștia și acolo și aici, arată încă o dată că PAS, într-un fel, într-un format, sprijinul a fost larg, dar formatul de profesioniști este îngust. Nu poate lărgi pentru că nu cunoaște probabil profesioniștii, nu are încredere, dar lucrurile astea nu cred că sunt prea bune, pentru că e adevărat că tu poți să vii cu o liotă de șefi, dar nu vii cu o liotă de funcționari ca să înlocuiască toți funcționari, până la urmă toți sunt cei care sunt și nu știu dacă tu îi poți schimba. Dar sigur că eu, de exemplu, nu agreez că azi el e deputat, mâine zicea ministru, poi iarăși mai căutăm unul. Asta e una. În al doilea rând, faptul ăsta că se zice despre Spânu, că a fost foarte... Nu, el a fost într-adevăr criticat. Și există într-adevăr comentarii și analize investigației care arată multe lucruri care încă stau sub semnul întrebării legat de faptul cum a fost asigurată perioada de iarnă. În ce context credeți că ar putea insista domnul Spânu ca să revină la funcția de... Este o decizie totuși de echipă. Decizia de echipă nu poate fi decât atunci când acceptă persoana respectivă să onoreze invitația și decizia sau nu. Cu deasila nimeni nu te pune ministru sau șef de cabinet la... Să te impui ca ministru. Nu, păi dacă nu e vorba de asta. Că luni va veni cu detalii.
E vorba de o înțelegere, dar ceea ce am vrut spune este nu de bine pentru imagine. Întâi îl retrage, pe urmă iar îl plasează în prim plan. Deci această fluctuație, în opinia mea, arată o lipsă de încredere, un fel de egoism de familie politică, un fel de nedeschidere pentru societate, plus intransparență, care însoțește și eu cred că în sensul ăsta ceea ce se întâmplă nu dă bine pentru imaginea PAS. Eu aș vrea să intervin, dacă îmi permiteți, domnul. Puteți interveni. Vreau să spun, pentru că noi prea mare atenție dăm... Dar nu respectați că se termină vorba. Nu știu, dumneavoastră ați monopolizat discuția. Asta vă pare. Vă pare. Domnul Pavlovski a spus un lucru legat de așteptări. Știți, este una când într-adevăr, ca să zic așa, toată lumea știe ce a fost, a venit o parte, nu poți cere. A avea un asemenea număr de deputați, avea un guvern monocolor, repet, când nimeni nu îți împiedică, răspunderea este enormă. Și invocarea trecutului este de neadmis. Dacă tu știi că e greu, nu te bagi. Dar dacă te-ai băgat și ți-ai asumat, trebuie să faci tot posibilul ca să livrezi rezultate. Asta și vreau să menționez. Doamna Pavlicenko a spus o listă mare de lucruri care ea le vede într-un fel. Eu le văd în alt fel. Totuși, ministerul sau un minister este o structură complexă bazată pe anumite procese. Și nu este vorba doar de ministru. Este vorba de o echipă în spate care lucrează pentru un anumit bun comun. Să aduni o echipă de manageri este destul de complicat în Republica Moldova și aici vreau să spun că domnul Spânu a reușit totuși să schimbe la față Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a reușit să aducă o echipă de foarte bună care livrează rezultate. În acest context nu cred că ar fi o decizie rea dacă el ar reveni. Dar tu de ce l-ați scos dacă crezi o echipă atât de bună? Pentru că criticile au fost... A condus păi, vedeți, tot înseamnă că acceptați criticile. Deci presiunea publică a fost... Acum nu le mai acceptați. Deci, domnul Pavlos, cum vedeți această situație? Pentru că vorbim despre faptul că a fost criticat, după care... A fost criticat pe nedrept. Pe nedrept, unii spun pe drept că au fost motive pentru a fi criticat, dar... Revenim, domn Pavlovski, vedeți este clar că reprezentatul PAS-ului laudă PAS-ul. Asta este logic. Din punctul politic de vedere este logic. Ar fi straniu dacă domnul deputat ar începe să critice Maia Sandu sau Pigăr Grosu. Sau măcar să recunoască critic. Da, așa că lăsăm o lecție mai moale acest lucru. Noi avem așa abordare mai obiectivă, deoarece nu facem parte, eu personal nu fac parte din niciun partid politic și sunt liber în exprimarea opiniilor. Cel puțin sper că mai sunt liber în exprimarea opiniilor. Ce ține de problema cadrelor? La mine se crea de mult impresie că PAS-ul duce lipsa de cadre. Duce lipsa acută de cadre și mai mult ca atât ei s-au închis în cercul lor îngust și caută totul acolo fierb în oala asta a lor internă politică. Eu cred că totuși în Moldova există un potențial destul de mare intelectual, ceea ce se numește human capital, da, capitalul uman. Noi avem doctori în drept, noi avem doctori în economie. Dar de ce nu este această deschidere despre care vorbiți? Eu poate să fac aici o mică speculație, dar eu cred că este vorba de lipsă de încredere. Să fii ministru, asta înseamnă să ai contacte cu prim-ministru, să ai contacte cu președintele, asta înseamnă că cineva te sună și te roagă să faci ceva, undeva mai legal, undeva mai puțin legal, dar pentru aceasta trebuie să ai relație de încredere. Dacă omul vine dintr-o parte, tu prin definiție nu poți avea un astfel de relație, de încredere. Au trecut deja 2 ani. Au trecut 2 ani și aici... PAS-ul, ei făcut raport frumos, bravo lor, dar eu le-aș sugera lor să analizeze, să lucreze asupra greșelilor. Nu se laude. Laude nu duc la nimic bun, absolut. Ei trebuie să analizeze greșelile lor și să le elimine aceste greșeli. Am văzut acest raport care a fost prezentat luni, cu o zi înainte de când s-a împlinit 2 ani de când PAS a câștigat alegerile parlamentare. Dumneavoastră, cum vedeți, care sunt reușitele în cei 2 ani de guvernare PAS și care sunt eșecurile? Ei au multe reușite. Să le luăm pe rând.
Reușitele. Ei au multe reușite. Eu sunt departe de gândul să spun că pasul ăsta este dezastru pentru Moldova. Nu, nu. Este o echipă destul de activă. Dinamică. Dinamică, tânără, da. Cu ambiții. Și plus la aceasta, hai să nu uităm că ei au deblocat finanțarea externă. Este un lucru nemaipomenit de important pentru Moldova. În condițiile în care economia Moldovei, practic, este aproape că inexistente și în mare parte Moldova există grație suportului din partea partenerilor de dezvoltare, deblocarea acestor finanțări este un lucru foarte important pentru Republica Moldova. Plus la aceasta, guvernarea a reușit să depășească criza refugiaților. Nu niciodată în istoria Moldovei noi nu am avut așa un flux mare de refugiați. Slavă Domnului, am reușit să facem față acestei probleme. Criza energetică ne-am descurcat bine? Crima energetică, unica problemă, singura problemă cu care noi ne-am confruntat, prețuri mari. Dacă prețul era să fie redus, era să fie perfect. Prețul mare. Dar haideți să nu uităm iarăși că prețul mare a fost nu doar în Republica Moldova. În toată Europa prețurile au sărit, practic au explodat. Și asta, noi am fost așa o victimă colaterală, dacă doriți, a acestor fenomene economico-energetice care au avut loc în spațiul nostru. Dar repet încă o dată, totuși, eu le sfătuiesc și repet, ei trebuie să se concentreze asupra erorilor. Nu trebuie să le fie frică. Care au fost aceste erori? Pentru că urmează și sau ce opinia celorlalți invitați. Eu am spus. Lucrul cu cadrele. Problema cadrelor, cea mai importantă problemă cu care ei se confruntă. Și această problemă, uitați-vă cu doamna Drăgălin ce se face. Asta este mai mare rușine, știți? Eu nu vreau să spun că doamna Drăgălin este un om rău. Dar uitați-vă ce valsă ridicată. Pentru că ați pomenit de doamna Drăgălin, cum vedeți situația cu diploma? E legal? Legal a fost investit în funcție sau nu? Pentru că urmează să discut. Nu, eu am dubii referitor la legalitatea investirii. Repet, nu vreau să spun ceva rău despre doamnă, că eu nu o cunosc absolut. Nu știu, ea e bună, rea, idei nu am. Dar procedura de competiție, de selecție și de concursul acela despre care noi toți cunoaștem prin așa numit, prin liceu și așa mai departe, da, credibilitatea zero. Și atâta vorbim despre eșecuri și reușite de 2 ani. Un clip. Uitați-vă, iată, eu aici vreau să remarc faptul că nu sunt absolut de acord cu ce a spus colegul de la PAS, colegul discuții, când a zis că păi să vedem ce am făcut, nu cei ce n-am făcut. Sau cam așa ceva. Uitați-vă, i-am spus lui Traian Băsescu cu singura ocazie când l-am văzut. Politicienii se apreciază nu după cei ce au făcut, dar după cei ce au putut să facă și nu au făcut. Scupat. Asta este. Și aici domnul Pavlovski are dreptate. Că aici tocmai trebuie să faci erorile, rateurile, greșelile, abuzurile. Astea trebuie. Pentru că, într-adevăr, iarăși invoc ceea ce s-a spus aici corect. Ce au mai fost partide? Ce au mai fost etape? Votul masiv al populației dat pentru PAS este o povară extraordinară pentru această formațiune. Și răspunderea este pe măsură. De aceea, când întrebăm de... Da, s-au invocat reforma justiției, judecarea lui Șordeș, și dumneavoastră sunteți, ca să zic așa, specialist în drept. Eu nu cred că o guvernare poate să invoce ca succes că a fost judecată sau a fost condamnată o persoană. Fie el oligar, fugar, pentru că asta e treaba justiției. Este că tu te-ai implicat, recunoști. Evident, poți să laudă. Da, apoi da, dar eu cred că etic și politic nu este corect. Acum, restul sunt foarte multe neajunsuri. Vorbind despre inflație, prețuri, economie, majorarea salariilor, despre economie, dumneavoastră vedeți câte semnale vin acum din Occident legat de faptul că sublinează și să fac aluzii. Nu puteți mereu să fiți cerșători. E bine că avem bani, dar când se va opri punctul cu împrumuturile, cu granturile, dar și cu creditele pe care va trebui să le întoarcem, dar noi cerșători vom fi toată vremea? Dar vreau în acest context vreau să-l întreb pe domnul Spânu. Esența mesajului electoral al PAS-ului din 2021, vremuri buneri, era despre ce? La 2 ani de guvernare, ce le spuneți?
celor care vă urmăresc în aceste... Esența mesajului atunci era despre speranță că de data asta nu vă fi trădați. Și PAS-ul nu a trădat alegătorii săi în acești doi ani. Din potrivă, a luptat cu toate năpastele care au fost peste, aruncate peste țara noastră. PAS-ul are clar o viziune, un plan, cum să aducă vremurile bune? Da, noi avem un plan. O mare parte în acest plan este integrarea noastră europeană a țării Republica Moldova, este continuarea celor proiecte de dezvoltare regională care au fost pornite. Vorbesc aici despre satul european, vorbesc aici despre drumurile care au fost construite fără coloristică politică. Și revenind la problema cadrelor, domnul Pavlovski, eu nu sunt de acord că PAS-ul numește doar cadre din cadrul partidului și nu are oameni destui. Deci, este o problemă a țării, că noi, din păcate, am pierdut foarte multe personalități de valoare care nu se mai regăsesc în țară, dar noi depunem tot efortul ca să le aducem aici. Ce ține de denumiri politice, pe filiera guvernului ar trebui să fie... Pot să comentez, dacă ne urmăresc, în ce măsură... Pe filiera guvernului... Simt că PAS a făcut un pas sau a creat condițiile necesare ca să vină... Și că n-a trădat, dar eu vreau să spun că numai alegerile arată. A trădat pasul așteptările? În sau doi nu? Ani. Totul se cuantifică și cetățeanul va decide atunci. Domnule Scunu, pentru că totuși dumneavoastră sunteți cei care ați venit la raport în fața cetățenilor. Dumneavoastră credeți că în 2 ani viața oamenilor de Republica Moldova a devenit mai bună? Eu cred că da. A unul da, a unul altul nu. Nu, dacă e să vorbim pe general, dacă îmi dați voie să răspund la întrebare care mi-a fost pusă mie, per general, eu cred că situația în Republica Moldova s-a îmbunătățit. Din păcate, nu s-a îmbunătățit în acele aspecte care sunt vizibile, însă transformările care au loc la moment, reformele care au loc la moment și mesajele care vin din extern, de la partenerii externi, au pus o bază foarte bună pentru dezvoltarea Republicii Moldova în anii care urmează și ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu mai vină nicio altă criză peste noi, dar eu am încredere în Republica Moldova și le transmit tuturor cetățenilor să aibă încredere în Republica Moldova. Dar noi ne rugăm ca crizele oricum vin, să ne rugăm să nu, sau nu, crizele mereu au fost și vor fi. Scuzați, noi dar ne dorim nu, ca ne, nu comparăm, noi cei care, vă rog, un război la graniță cu alte crize puteți de ordin gestiona, politic sau economic. Asta ne rugăm noi, cetățenii. Și până acum am gestionat și ne-am asumat toate crizele care au fost. Am încercat să scoatem țara, după cum a menționat și domnul Pavlovski, am avut o criză energetică profundă din care am ieșit, am plătit un cost, dar niciun om în această iarnă nu a înghețat de frig. Pe filiera de securitate, niciun om nu a fost afectat de război. Avem această tragedie care s-a întâmplat recent, dar este mai degrabă o excepție și eu sper că o să rămână ultima o excepție întrebare. O sumbră în istoria Republicii. Așteptăm claritate privitor la această excepție. Nu știu cât vom aștepta, e nevoie de... Dar probabil și la nivelul de comunicare mai este mult de lucru. Mai urmează demisii? Nu știu. Deci au sunat o serie de întrebări în această seară care cred că trebuie să le adresați domnului premier, pentru că ceea ce țin de guvern este echipa lui care și-a format-o. Noi i-am oferit un credit de încredere care el îl consumă și noi avem așteptări foarte mari în urma acestor schimbări, modificări și sperăm să avem rezultate. Asta ne dorim. Sperăm și noi la rezultate. Noi sperăm la rezultate. Domnule Spână, vă invit și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc la această oră să vedeți ce cred cetățenii despre 2 ani de guvernare PAS, pentru că ați vorbit de rezultate. Rezultate, eșecuri, dar e important să aflăm și opinia oamenilor care au fost la vot și v-au încredințat această putere. Dar un reportaj special după o scurtă pauză de publicitate. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Ne revedem în câteva minute. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8.
sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și toți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care le cere așa și se murează în procuratură. С одного битого двух не битых. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Только не восемьдесят доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Это депешит этапа унитерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе, подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent.
Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube. Săptămâna aceasta s-au împlinit 2 ani de când Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare și a preluat puterea. Recent aceștia au prezentat un raport de activitate, dar haideți să vedem ce cred oamenii despre 2 ani de guvernare PAS. Ziua. Înțeleg că ne urmăriți, pentru că ați spus că vă uitați. La toate emisiunile, nu mă uit. Mă bucur că ne urmăriți. Noi suntem în ospeție aici, la dumneavoastră, în localitate, nu pentru prima oară. Am mai fost, dar astăzi, într-o zi de vară, ne-am gândit că să aflăm ce cred oamenii, cu atât mai mult că s-au împlinit 2 ani de când PAS-ul este la guvernare. Cum e viața la Hâncești? Normală. Dacă mai muncești, aici cu străie, dar dacă șed și aștept din cer, nu-i nică, nu vine singuri. Trebuie de muncit, trebuie mult, muncit. Oriunde ne-am aflat. O spus așa, cine nu muncește, nu mănâncă. Asta e proverb din bătrâni, din strămoși. Dumneavoastră, unde ați muncit toată viața? Eu am muncit bucătăreasă la tractor unei brigadă, la brigada de tractoare. O muncă grea, zi de zi, da. Mâncare multă. Bucate. Bucate multe. Și v-ați ales cu pensie? De-am nedor. Pensie ce aveți? Pensie am 2600. Ce pensie? Pentru că e o sumă mică. Ce pensie v-ar ușura viața cât de cât? E măcar încă o dată să fie. Cu 6000? 6000, așa. Da, ar fi destul, destul. Eu așa cred. Pentru un bătrân. Cum se descurcă cei care sunt la putere? Spuneam că sunt 2 ani de când au avut loc alegerile. Nu e atât de mult timp. Unii critică, alții laudă, unii spun că s-ar fi putut mai mult. Dar au fost și multe crize prin care a trecut țara în acești 2 ani. Dumneavoastră, ce notă le dați? Nota 9 le dau. 9, pentru că e ceva s-a mișcat. Eu, așa, în părerile mele, este că s-a mișcat ceva. Să simți. Actuala putere spune că vrea să ne ducă în Europa. Socotim că spre Europa ne-i drumul nostru. Pentru că ne temem de război. Ne temem. Da, pentru că vedem ce se întâmplă. Durerea prin care trec ucrainenii. Dezastru, tragediile care au loc zilnic. Sperăm să fie pace în Republica Moldova, la Hâncești, peste tot în lume. Doamne, mulțumim. Da. Vă urmăriți deja, pentru că ați spus că urmăriți Întreabă Gheț. Ne uităm, da? Vineri vă uitați. Bun, mulțumim. Mulțumim mult. Azi e frumos. Se fac 2 ani de când cei de la PAS au luat puterea, sunt la guvernare. Care sunt reușitele în acești 2 ani? Nu le precunoaștem înspre bine. Nu. Pe loc, văd că. Tot pe loc? Pe loc, pe loc? Da. Tot pe loc, pe loc. Nu am avansat în reforma justiției? Nu se vede. De Uniunea Europeană nu ne-am apropiat? Da, ne-am apropiat, da. Degrabă să intrăm în Uniunea Europeană, poate să schimba viața. Ce vă doriți? Ce schimbări vă doriți? Pensii mai mari. Și pace să fie. Pace? În țară și în lume. Cum se vă place? Merg pe oleacă, bă, la prostii, merg. Dar cu ce le-ați pregătit gustos? Și cu brânză, și cu carne, și cu cartofi, și cu barză. Dar la ce oră v-ați trezit ca să le faceți aluatul proaspăt și gustos? De la 4 v-ați trezit? Cât procente ați făcut? Ei,
50-60, mai multe nu. Și se vând toate într-o zi? Deci cum? Împărători sunt. Bă, da, proste, azi e sărbătoare și de lumea mă îmbră așa. Cu banii adunați ce faceți? Aici fac. Omul meu când trăiau spune că a prins focul. Și fac, e că nu cheltuieli din casă. O slujile astea, o grămadă, tot e scump. Dar aici le puneți într-un vas ca să fie la călduț, da? Da, e să termos, el ține, se păstrează cald. Vânzare multă și... Mulțumesc. Dar și tot numai eu chic. Păi nu știu, aveți așa noroc să vă întâlnim. Da, primare noroc. Date. Mai bine. Mulțumesc, sănătos. Unde plecați sau veniți? Plec în Italia la copii, nu plec totul, așa că plec pe două. În vacanță? În vacanță, da, într-o vacanță. Da. Unde sunt plecați? Partea din nord, Treviso. Ați mai fost la ei cu siguranță? Am mai fost la ei cu siguranță, dar cu 20 de ani în urmă, localitatea aceea, chiar am fost și am muncit acolo. Și copiii au rămas acolo? Nu, copiii au plecat acum, de un an în urmă, s-au stabilit, au avut pașapoarte românești, făcut contracte de muncă, s-au angajat în fabrică. Unul de acum e ca și fiul apartament își cumpără, timp de un an de zile. Repede aici, cât s-o chinuit, e care 25 de ani pe acolo, lucrat pe acolo, dar asta e. Și plec pentru două săptămâni, revin înapoi, am să văd acolo, sunt patientară și problemele este de azi le cunoașteți cu patientele, o să vedem acolo, adică mă duc și mă gândesc și cu perspectivă. Să vă întoarceți în Italia? Să plecați da, din țară? Mă duc, da. Mă duc deodată să văd. Cred că văd că se mai prived iară 17-24, iară o să fie proteste, dar și n-am de gând să mai rămân, să mai lucrez cu aparat de casă. Pentru ce aparat de casă? Pentru doi cumpărători pe zi și așa era pusă întrebarea că să plec. Adeamu și cu situația asta n-are rost. Dar cum vedeți? Domnul Alaiba spune că nu va ceda. Mă refer ministrul economiei. Asta e, domnul Alaiba nu va ceda, noi toți spunem că nu vom ceda, timpul va arăta. Sperăm că domnul Alaiba să înțeleagă situația, adică să vină măcar o zi, nu că a venit pe jumătate de oră, o zi sau o săptămână. Cineva să trimați așa de lângă noi câți cumpărători avem noi pe zi, dacă să vorbim așa. Nu știu, la noi și așa era ca pe plan de dus, dar încă cu situația... Dar dumneavoastră ce vindeți? Haine. Haine în piața ăștia. Da, unii spun că trebuie ca legea să fie respectată, toți contribuim la bugetul de stat. Spună și care nu au lucrat în domeniu. Fiecare unul de altul. La noi moldovenii așa, invidia. Mai ales spună și care au o cumătră și îi pare că cumătră e prea bogată, mult mai bogată ca dânsa sau o vecină, care cunosc situația, nu spun așa. Și în orice caz e ca să mai spunem și așa că, adică e ilegal ceea ce fac, deci bine, la noi în piață cineva dintre noi mai avem lumină. Dar piața agricolă din partea aceea, ei lucrează tot sub aer liber. Cum se lucrează ei cu aparate de casă? E că cum? Aparate de casă trebuie, internet trebuie, cum? E imposibil. Mai întâi trebuie de făcut, condiții. Ca să primești ceva, trebuie să investești. Trebuie să iei ceva. Da, domnul Alaiba lucrează, mă rog, n-am nimic împotrivă și eu aș putut fi nimerit în locul lui sau altcineva. Dar... Domnul Alaiba, când a intrat în birou, nu i s-a pus condiția că cumpărăți calculatorul și el a cumpărat și ea și peste o dată să se întoarcă. I s-a oferit tot. Noi am ales, dar noi alegem după aceea și ne se promite. Așa de tare am sperat și am susținut-o pe doamna Maia, dar guvernarea calmă nu a fost niciodată așa de proastă, așa rezultate. 2 ani s-au împlinit de când sunt la guvernare. Nu vedeți chiar nicio reușită? Poate 10% din ce s-au promis. Nu spun că e ca taman principal, că nimic. Dar nu, anume ea ca în privința problema noastră cu patientele, noi avem lista făcută care tot s-a iscălit înainte de alegeri, că ei ori să ne susțină și ori să ne lesă și nu ori să ne pui limită la patente. Noi avem toate declarațiile astea lor, tot avem promisiunile în scris. Dar cui să-i le arăți? Că noi am fost și am protestat, nu iese nimeni. Domnul Alaiba era pe loc, dar... O transmis prin cineva că e în România, o trimis pe cineva acolo să vorbească cu noi.
aiurea în tramvai. Și asta e. Nu avem niciun, dacă se privede, este, nu știu, noi sperăm, adică că ceva se hotărască. Dacă nu spun că activistele care avem din fiecare raion, avem câte un activist în comisia patentare și adică că se dăm în judecată, dar asta se dureze. Cât să așteptăm noi? Noi de-amă suntem în vânt. De la data din tâi, noi nici încolo, nici încoace. Să ne deschidem activități, aici scrie că acolo sunt 30 de pagini să le citești. Acolo până la 1 ianuarie sunt niște condiții, de la 1 ianuarie sunt toate alte condiții, adică capcană. Ne atrage până la 1 ianuarie aparate de casă, că dar de seamă nu trebuie, dar de acolo registru trebuie. Cum nu trebuie dar de seamă? Dacă este registru, gata, de-amă dar de seamă este. Credeți că diaspora va reveni acasă? Sau ce ar trebui? Nu cred, nu cred. Care au mai revenit și au încercat business și au mai încercat, toți au pierdut, toți pleacă înapoi, adică nu pot spune 100%, dar majoritatea. Toți jelui că nu-i susținere. Unora le reușește, altora nu, dar ce ar trebui să facă cei care sunt la putere, ca cei care au plecat acolo, cum, la fel ca și copiii dumneavoastră care spuneți că și-au văzut deja rostul acolo, nu mai vin în țară. Unii mai vor să revină, au dorul de casă. Ce ar trebui să facă cei care sunt astăzi la putere, în cei 2 ani care le-au mai rămas, să acționeze ca oamenii să revină aici acasă? În primul rând, scrieți așa condiții ca populația care a plecat să aibă la ce trage înapoi. E că, de exemplu, noi vorbim acum de cei care vin înapoi. Noi să vorbim, în primul rând, de cei care, noi care vrem să plecăm acum. De-amă să vorbim de cei care mai vin înapoi, la ce să mai vină. Dacă noi ești aia că ne fugăresc, ne alungă. Ne alungă, ei ne închid. Asta e. Unde să te duci? Și să muncești aici mai departe. Vă doresc vacanță frumoasă. Acolo în Italia, cu siguranță copiii vă așteaptă. Și sperăm ca lucrurile în țară să se schimbe în bine. Da, sperăm, că așa spune, că speranța moare ultima, dar speranța nu moare niciodată. Se pare că sperăm dumneavoastră succes la fel în munca dumneavoastră. Momente suntem la gara auto de la Hâncești. Urmează să discutăm cu oamenii pe care îi observăm aici în preajmă despre situația din Republica Moldova. Bună ziua! Ziua! Așteptați? Da. Transportul? Da. Dar unde mergeți? Hânești. Hânești. Dar ce ați făcut la Hâncești? Am fost la... A fost Sărată Galbenă. Ați fost mai ieftin, haine. Ați fost după haine? Da, second hand. La second hand ați fost? Da. Dar hainele pentru cine le-ați luat? Bine, și pentru pasanul, pentru picior. Pentru cine? Piciorul meu. Pentru picior. Da, ieftin, da, de 10 lei. 5 de 10 lei. Avem și pensie mitică și... Dar ce pensie ridicați? Nu, eu prins că 2400. Nu e mult. Așa e. Plus minus, cum spune. Dar unde ați muncit? Am muncit la Săpcoză Nești, electric. Câți ani? Viața. Toată viața? 30 de ani și 75. Deci, dumneavoastră, ați muncit electrician 30 de ani? 30, mai mult, 35 de ani. O muncă complicată, unde trebuie multe cunoștințe. Știm, încă. Mă cheamă unul răzit, cum vă creșteți de acolo, oameni. Cum ați descrie viața în localitatea dumneavoastră? Cum e? La Hâncești, te-am distrus, te-a rămas numai
не раз обходы на точили. Лумя лука, сейчас я рав. Пилок, пекаря вот пилок де мунке, пекарь копомынтуш. Săptămâna aceasta se împlinesc 2 ani de când PASO a câștigat alegerile și au preluat guvernarea. Ce notă le-ați dat timp de 2 ani? Cum s-au descurcat cei de la putere? 4, nici 2. 3. Bună ziua și dumneavoastră! Добрый день! А вы откуда? Из Красноармейска. Как жизнь в Красноармейске? Потихоньку, как у всех. А что делали в Ханчеште? Ну, оптовая закупка 2 раза в месяц. И как цены? Как и в Европе. Как цены? А зарплата тоже как в Европе? Не знаю, я на пенсии. На пенсии? А пенсия? По инвалидности. По инвалидности? Сколько вы получаете? 2000. Вот почему и закупаемся в городе подешевле. Как вы думаете, какую оценку дают эти власти? Как они... Я в политике не силен. Не знаю. Но все равно цены поднимаются. Какую можно дать отметку или оценку? А жизнь в Молдове изменилась вот за эти 2 года? Практически нет. Ну, дороги стали чуть лучше, не спорю. А в основном то же самое. Ce faceți? Da, сейчас facem. Ждем. Așteptați transport? Mm-hmm. Da, unde mergeți? La Bălceană. Unde? La Bălceană. Da, veniți la piață, înțeleg. Hmm? De la piață veniți. Ce ai să luat bun? Luați mai. De mâncare. Patlăgeri. Și cum prețurile? Hmm? Prețurile cum la piață? Bun. Pe cele este. Pe bani să fie în buzunar. Da. Dumneavoastră, cum apreciați? Cum se descurcă cei care sunt la putere? Așa știu. Dacă-i pașii, bine. Necesită... Bună ziua! Deci, oamenii ne-au spus că ar fi șoferi, deși acum fug din fața camerei, ne-au spus că și-ar dori aici la gara auto de la Hâncești o toaletă, un viceu bun, civilizat, dar nu știu, dar unde este? Unde? Numai nu vă aprochez că vă spăriesc pe tare. Dar de câți ani toaleta asta nu-i de renovat? De când vă țineți mie? Când a luat șor, șor. O luat gara? Da, adică nu e bani, șor, dacă nu mă șor asta. Da. Dar cum apreciați, cum e viața în Republica Moldova? Cum? Viața în Republica Moldova, cum ați descrie? De când ne-au furat hoții tari, gine. Dar cei de la PAS cum se descurcă? 2 ani fac de când sunt la guvernare. Mai bine ca deși nu se descurcă nimeni. Numai PAS. Ce am făcut în cei 2 ani? Care sunt meritele? Cum apreciați? Tete înspre gine mergem. Și dacă s-a uitat lumea după, o să meargă tete înspre bine. Poate am scăpat de hoți, dar hoții nu, că-i tete cumpărat de la dânși. Tete i-a furat. Și am tot bani plătesc ca să ducă lumea în eroare. Merge gine. Dacă ar fi să dați o notă în cei 2 ani de guvernare, de la 1 la 10, care ar fi nota celor de la PAS care ar merita-o? Care ar merita de să meargă gine înainte, cum au mers până nu.
Filmați-te! Da, păi filmăm. Dar ca pe mine mă ștrefuie de 4500. Cine v-a amendat? 2019. M-a amendat primăria. Nu trebuie să vedem în stradă, să începem la piață. Deci și ne-a oprit banii la bancă. Mi-a oprit suma asta. Mi-a blocat banii pe cont. Și pensia nu mi-a dat anul trecut nici un leu. Și până nu mi-a luat suma asta de 4500, pe urmă mi-a dezblocat. Am vândut pe marginea trotuarului. Vins, nu vins, m-a fotografiat de două ori și 3000 amendă mi-a pus. La un pensionar care încearcă să câștigă ce pentru existență. În 2013 ieși la pensie cu 830. Și amuie am ajuns la 2400. Eu nu pot trăi cu așa bani. Dar cum iată la un pensionar, repede blochează tot, dar la hoții de miliarde? Pe și nu-i găsesc. Și ei fug, și unul pe altul să apără și tot trece așa. Nu-i sudesc, nu-i nimic. E greu trăit în țara asta la noi. Hoții nu-s mai termină. Și mai Sandu nu-s mai spărăriește cu tăți hoții, nici de cum. Da, vedeți că cel puțin depune efort? Depune, dar care fură și se duc. Chipurile mai stat în pușcărie și le-au dat drumul. Și mai departe vin în parlament să lucreze. Dumneavoastră vindeți, văd aici scrie lapte de capră. 20 lei litru. Câte căprițe? Două căpri. Căprițe. Ana am avut trei, una am vândut-o. Și nu se vinde, spuneți că... Nu se întreabă și de atât. Dar borșul acru? Borșul acru tot n-am dat nică. Dar îl prepară cine? Dumneavoastră sau soție? Soție. Dar cât e borșul acru? Bună ziua! Borșul acru 8 lei jumătate de litru. De dimineață stați aici? Nu, eu la oară 10 dimineață. Soția vându-l smorodină neagră și cu roșu a rămas. Chișnioscă. Nu putem trăi când avem cu ce. Balonul de gaz costă o grămadă de bani. Și luăm mai ieftin o leacă, dar tot una nu faci nică. Și pune în baloanele și alea care se termină. Dar cât costă un balon de gaz? Dacă e, am o iai 13 lei, litru și ceva. Dar au fost 16 ceva. Și dădem până la 700. Eu cu motocicleta la aduc. Ori pe bicicletă. Ce pensie v-ar mulțumi ca să nu vindeți în stradă? Sau poate să vindeți pentru... Măcar vă 5-8 mii. Cum aud, alții prindeți pensii 10-12 mii și încă lucrează. Dar nu lucru la stroică din greu. Dar tot din ușor ceva. Paznici pe undeva care lucra pe miliție. Nu duc rău. Nu duc rău, dar nu e greu. E greu. Dacă mai ajungi la spital, e hana cu noi. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много.
«Новая неделя» с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șoi, ce urmează să se întâmple? Pe cele așa și smurează în procuratură. С одного бита двух не биты дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сколько не выясним цель доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. С-а депешит этапа унитерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев! Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе. Подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств.
ziua! Bună ziua! Unde mergeți? Și cu geantă, și cu piciorul? Mă duc acasă, am fost la spital. Și singur? Cu Dumnezeu! Cu Dumnezeu! Dar ce ați pățit? Și ne-a făcut operații la două vești și pe urmă ne-a dat drumul acasă la trei zile. M-am închedecat cu piciorul ăsta din niște buruieni și capt și ne-a usărit mâna de unul. Și văd că abia mergeți și cu geanta și cu lucrurile. Mi-a luat un șup de apă când ieșea din mâncat. Chiar acum ieșiți din spital, da? Nu, a fost la control azi. Pe o săptămână să mai ieșesc cu gipsul la Chișor. Eu n-am pe nimeni. Pe ziua de oameni, prietul omului. Luna asta. Sunteți singură? Șortinie de pui, șortinie. Și flori văd. Și nu-mi dau voie mie să vindim. Cine nu vă dă voie? Miliția. Vă alungă? Ne alungă, că mâine să vă ne punem. Ce să facem? Cum să trăim? Cum să trăim? Ați spuneți? Ne alungă, ne ștrăhuiește până la 2000 de lei. Și eu că vreau să mă lecuiesc cu ochiul ăsta, eu am făcut operație, am dat 36.000, am eu 36.000 la azi. Eu zile eu, eu pensie am 1500, și cu aceștia bani să trăiesc. Văd că v-ați pus așa după mașină, vă ascundeți. Dar după ce să facem, dacă ne alungă? Am ales-o pe Maia Sandu, să ne ajute și ei ceva, dar nu ne ajută cu nică, ne alungă toată vremea. Ia să nu e o zi două. Dar mai avem trei luni, nu mai putem vinde nică de acasă, să pot trăi. E munca dumneavoastră, da, văd găinușile crescute acasă, da, la țară. Da, iau, cunoaște, sunt tinerele din februarie. Le-am scos eu. Și aia mă iară să scoate, nici nu vreau să ușe de toți buboșii ăștia și nu trebuie nici gâște, nici curse, nici... Noi nu putem trăi. Cum să trăim? Ia ca spuneți dumneavoastră, cum să trăim? Trebuie să întrebăm pe cei de la putere. Așa e, că de la putere trebuie. Că ei nu vor să ajut cu nică, numai să ne alunge atâta, dar vor din noi ceva șere, așa-i? Cum să trăim? Eu dar nu știu ce să mai fac. Eu azi pentru o să vă scrie, iau pușcă și mă împușc, gata. Nu mai trebuie să trăi de piața asta. Eu plâng, iaca, vă spun și eu plâng. Și cum de trăit? Iaca, spuneți dumneavoastră, hai, că mai ia să mai văd lume, mai știți. Eu din borta asta nu ies. Trebuie să mă lecuiesc. Cât ați avut intervenții la ochi? E cum am de mult și eu hai să nu văd de fiere. Dar tot să mai fac așa, doamne, și mai vede, eu ce să fac? Mă duc pe mine de mână. Dumneavoastră unde ați muncit? E mai mult în Rusia, eu m-am mutat în coași. Veniți copiii acasă, dar Nicoași te alung ca pe câini. Vezi câini și alăci. Copiii, veniți acasă. Apoi la ce să mai trag eu aici? Ați muncit acolo în construcție? Nu la construcție, eu pe tehnică am lucrat acolo. Câți ani ați lucrat? Da, păi ea, că din 80 până în anii 90. Mulți? Da. Ani și... grei au fost acolo de muncă? Greu, dar ce să faci dacă trebuie? Familia, și ne-am mutat acolo și ne-am venit înapoi acasă. Când am venit să trăim. Copiii sunt în țară sau sunt peste hotar? Și aici, și lor de greu, nu numai nouă. De câți ani sunteți la pensie? Ia că mă să am un an. Ce pensie v-ar ajunge cât de cât ca să... Eu așa zic, ia că nu aș mai zic cu găinile să gândesc. Să-mi dai vreo 5-6 mii, parcă ar fi mai altă viață. Te duci să cumpăra ce ești, ce e, dar mânai. Dar cât au cerut pentru operație la ochi? Eu la ochi 35 de mii, dar până duci acolo la Ion Creangă. Când dacă mă duc mâini iară, 250 cât vreme la intrare. Socoate, nu 30 mă costă, mă costă la 50, dar mă dică mă zic. Astăzi ați văzut ceva? Nică, e ca așa și te pui în zub și fuci. Pui în zub și fuci. Ce iasă, bă, dai joc. Dar polițistul ce vă spune? Că nu e permis în stradă. La primărie, duci la primărie, nu-ți dă voi, duci la piață. Dar la piață și duci acolo și plătești piața, te și tot șezi și tot nu dai nică. Cât costă o găină? O găină eu dau 150 de lei, costă la 200 aproape.
Văd că vindeți și niște flori. Nu, Samir, la o cum e, o fugit săraca. Și-o depădat în pagină. Fugit? Da. Tu ești bărbat, poate altul, dar zic, e, zicea, nici, nici nu trebuie. A fugit de frica polițiștilor, a lăsat florile și a plecat. Da. Noi nu mai putem trăi altfel. De unde sunteți? Din Hâncești. Ați venit la piață sau vindeți acum? Nu am venit la piață. Am venit să am pe unul. Am făcut cumpărături. Ați făcut cumpărături? Da. Am avut uleacă și am vândut și am cumpărat. Ați fugit de poliție și dumneavoastră? Poftim? Ați fugit și dumneavoastră de poliție? Te alungă, nu te lasă. Dar dumneavoastră ce vindeți? De ce am vândut? Am vândut smurodină și am din grădină ce am mai putut. Da. Dar v-au pus amendă? Poftim? Sau n-au reușit? V-au pus amendă? Nu au pus înainte de 2 ani. Eu nu i-a pus, el lui i-a pus amendă. Dar ce amendă dumneavoastră v-a pus? Pus 1500 și apodată... Stați cu două găini în stradă? Da, cu două găini și 1500. Lor le spate să iei bani de lume, dar să de ei nu pot. Așa că e greu, foarte greu. Smorodină și nu putem da, măcar de lunină să facem, că ne-a venit 600 și ceva lunină numai. Dar leacuri dă una alta, tare greu de trăit. Mai ales pentru aici care nu putem lucra, de-am tare greu. Nu știu, la așa să ajungem, cum să ajungem, până la ultimul ceas, dar e greu de trăit, tare greu. Poate la dintrânșile mei ușor au copii peste graniță, dar noi dacă n-avem, suntem acasă, ne chinuim pe loc numai. Ce pensie aveți? 1500. Și greu. E că mă plătesc cu slujile și de-aia mai rămâne tinerșiși. Măcar de lunie nu-ți fac, dacă vine miliția așa lungă, nu dă voi. Măcar să te lăsă liniștiți și să-ți... Dai, da, așa și e căldarea, fugi, iar vin și asta e vânzare. Și așa, pe urmă, n-avem cu ce ieși să vindem, da. Am fost la Comrat. Da. Maladeț. Și conducerea știind acolo cum o trotuară îngustă, da de o parte și de alta și de lumea și vindea tăticele. Și brânzături de oaie, că acolo țin mulți, și o curățenie și o frumusețe, n-ai idee. Dar la noi un râsul lui și încă primarii ăsta măcar nu dă voie să vândă lumea. Trimite poliția și ne fugăresc. El e bogat cât șepte și n-ar crede pe sărac. Cel bogat, cel sărac, n-al crede. Niciodată? Nu ne închipui că poate la bătrânețe, dacă să ajungă și el ceva mai greu, dar așa nu. Ca să culegeți asta, căldarea aceasta de zmeuri, da. Câte kilogram? 45 am dat, dacă 40 am lăsat-o să o dau. Cumpărați? Sau e prețul mare? Nu, sărmane pentru dânșă. Dar cum vedeți că iată poliția alungă lumea de pe stradă? Nu e corect. Unde sărmanii sunt mai... E venit din sat, sărmană, și nu știi cum vine. La... Vine și-o alungat tăt, o fugit tăt, o strâns. Eu știu, dar noi vă cătăm. De aici din oraș să cumpărăm ceva. Deci, poliția alungă bătrânii, dar dumneavoastră căutați bătrânii ca să cumpărați mai ieftin, da. Și mai... Nici mai ieftin, de ceva de casă, din sat. De satura de... Nu e proastă pe caută gheata lumii. Da, și noi știm, de-am băbusele, le știm a noastră. Care vine cu lapte, care vine cu brânză, care vine... Dar cum se face că, iată, poliția pe bătrâni îi amendează, dar pe cei care fură din greu nu-i găsesc? Nu pot să vă spun, eu știu, nu știu. Nu știu. Cum se descurcă cei care sunt la putere? Nu știu, nu pot să vă... 2 ani de când sunt la guvernare, ce notă le dați? 70 bate. Care sunt eșecurile? Unde nu se descurcă bine? Promisiunea a fost mult. Eu nu stau de mult aici în țară. Deci nu știu chestiile cum merg. Dar de cât timp ați venit? Cum apreciați? 20 de ani în Italia, am muncit și eu. 20 de ani și știu că și acolo e multă muncă, e mult stres. Tare, pentru copii, pentru familie, pentru tot. Și eu de ce ați revenit acasă? Gata, sunt la pensie. Dar ați fi dorit să rămâniți acolo? Da.
te tragi la pământ, la casă. Dați venit. Dați venit. Ați avut acolo posibilitatea să rămâneți? Am avut posibilitate, da. Nu ați dorit? Nu. Dar cum se explică că după 20 de ani, practic o viață locuită acolo, mucită acolo, ați revenit aici la Hâncești? Da, munceam și așteptam să îmi dea pensie de acolo. Că e tare mică. Ce faci cu 2000 de lei? Cum au fost cei 20 de ani în Italia? E și greu, și ghid, și ușor. Ce v-a plăcut acolo și ce nu v-a plăcut? Nu pot spune ce mi-a plăcut, pentru că tot timpul am lucrat. Nu mă ducem să mă odihnesc sau... Tot timpul lucram și duminica și... Eram în muncă pentru copii, că am 3 copii. Pentru familie. Strângem legătura. Și acum am venit și vreau să trăiesc alea, dacă poți să trăiești sărmane când te uiți și ei și Doamne ferește. Dar în general, credeți că diaspora va reveni acasă așa cum... Veniți acasă, dragii mei. Veniți toți acasă să ne răzbunăm. Asta e mesajul pentru diaspora. Da. La revedere. Policlinică și să mă programez la neurolog, la endocrinolog și că n-au loc luna iulie. Și toți interim este loc pentru toți așa. Trebuie să așteptați... Trebuie să așteptăm, dar hai dar mai departe. Nu știm când să avem locuri, e dacă nu știți nici măcar. E multă lume în policlinică? Este. Până îți vine rândul, e complicat. Complicat, așa să facem, așteptăm. Cum e viața unui pensionar în Republica Moldova? E grea, sigur, ușorime. Tot s-a scumpit, este scumpit, toate uslujile este tot scumpit. La noi un cubometru de apă e 30 de lei, 22 e asta, cum e zis, canalizarea. Cât cuburi de apă, atâta cuburi spune de canalizare, plătește. Lumina e scumpă, gazul e scump, tot e scump. Spuneam că suntem aici în ospeție, în vizită, mai bine spus, la Hâncești și discutam și cu doamna care vinde și cu domnul care mi s-a plâns că sunt goniți de poliție cu marfa adunată de acasă în speranță să câștige niște bani. Cum vedeți această situație? Pe de o parte înțelegi poliția, pe de altă parte oamenii care... Din punct de vedere sanitar... Asta nu trebuie să fie așa, dar trebuie, știi, ca conducerea noastră să le facă și lor un colțișor undeva, ca ei să realizeze producția lor, fiindcă ei din asta trăiesc, practic. Asta-i. Cumva, uneori... Să le facă un colțișor așa, unde și ei să-și vândă în toate zilele, cum cândva odată le dădeau voie, să-și vândă marfa lor. Fără taxă. Da, fără o taxă. Care taxă e are aici 2 kg de zmeură? Taxă. De când cei de la PAS sunt la putere. 2 ani de când au câștigat alegerile parlamentare și respectiv au venit la guvernare. În acești 2 ani au fost și crize, și energetică, și a gazelor, și de toate am avut. Unii spun că s-au descurcat bine, alții spun că s-au descurcat nu prea bine. Dumneavoastră, ce note le dați de la 1 la 10? Cred că undeva la 7 sunt grupuri sociale de oameni care sunt bine plătiți și sunt social vulnerabili. Ei, desigur, au fost ajutați, dar nu în limita care, cum în limita care statul putea să le dea un mic ajutor. Dar așa a fost greu pentru oamenii vulnerabili. Dar dacă să vorbim despre merite, care ar fi
Dumneavoastră, din ce ați observat, ce ați simțit, mai bine spus, pe pielea dumneavoastră, pentru că e important ce simte cetățeanul de rând. E una ce se prezintă la raport, dar alta ce simte omul de aici din stradă. Să zicem, politica e o ramură foarte ascunsă de mulți ochi. Sunt mulți secrete, multe secrete în domeniul ăsta, sunt care noi nu le cunoaștem. Dar pasul care acum se face în momentul dat e un pas corect, socot. Noi bătrânii puțin ne mai revoltăm, dar pentru tineret e un pas foarte socotit, foarte bine pus. Asta e problema, că tineretul nostru n-are de lucru aici, pur și simplu. Nu-i vinovat în mai conducere, au trecut deja 30 de ani. În 2 ani pasul eu socot că nu a putut să răstoarne munței. Ca și într-o familie care aghiai căsătorită și în timp de 2 ani nu pot practic nimic face. Trebuie de dat un timp mai lung, ca ei ceva să... realizez. Da, că aici ceva să arăte cum se poate de făcut. Și în timpul ăsta când s-a început și războiul și, știți, din 2020 s-a început... Pandemia. Asta e greu că și într-o familie. Într-o familie în timpul ăsta tare multe nu s-au dezvoltat, așa și în țara noastră. Ce reforme vă doriți? Iată, dacă am fi... care ar trebui să fie prioritare? Reforme în domeniul cum e plătit lucru. Salarii mai mari. Așa, da. Eu tot am o fică și din pricina asta e psihotare, e învățat, acolo rămas. Dar el dorește să întoarcă în țară. E bune, dorește? Măcar că are studii foarte bune. Foarte mulți din care sunt plecați spun că cu mâna pe inimă, că nu vrem să revenim. Știți, țara noastră deja face un pas în Europa. Cred că și multe, se deschid în țara noastră multe posibilități pentru tineret. Multe proiecte, multe se face și de atâta tot se face pentru ca să întoarcă tineretul. S-a dus nucleul din țară. Ce fel de reforme putem noi aici să vedem? S-a dus nucleul. Bătrânii, copiii, oamenii cu handicap, mari reforme nu pot face. Trebuie de adiminit înapoi tineretul, pur și simplu. Nucleu să vină în țara noastră. Noi avem deja, vedeți, copii destul de deștepți, care eu locuri foarte primeabile, psihotare. La diferite olimpiade și nu doar. Da. Avem cu ce ne mândri. Avem. Nu știu ce măsură discutăm atât de mult despre lucrurile bune, chiar și unii îmi spun și îmi scriu. Natalia, spune și despre lucrurile bune, pentru că sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă. Nu văd aici, pur și simplu, tineretul nu văd să se realizeze. Dar dacă... Stabilitate, să realizeze, că ei și-ar dori să ridici țara noastră pe un pas mai sus. Oamenii la noi sunt muncitori, sunt buni la suflet. Ei nu au multe posibilități, dar stăruie doar să ridice cât de cât și economia și ceva să facă pentru țara noastră. Cum vedeți Republica Moldova peste 5 ani? Peste 5 ani? Da. O văd mai bine. O văd pe un loc mai stabil, mai bun, cu oameni frumoși, cu copii deștepți, care să ne ridice și să ne promoveze țara noastră peste hotare. Așa să fie. Peste 5 ani să dăm dovadă că am muncit, dacă și vedem rezultat. Într-un ceas bun. Așa să fie. Într-un ceas bun. Mai bine. Doamnelor și domnilor, dacă doriți să ajungem și în localitatea dumneavoastră, lăsați-ne un comentariu sau scrieți-ne un mesaj pe pagina de Facebook a emisiunii Întreabă Ghețu. Ne revedem săptămâna viitoare!